Un seism cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter s-a produs în nordul statului Chile la 115 km de localitatea Cruz de Machacamarca din Bolivia. Seismul a fost resimțit puternic în nordul statului Chile, unde a provocat panică, dar și în Peru și Bolivia. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale serioase, însă în unele zone din Chile s-au înregistrat alunecări de teren, unele drumuri fiind blocate. Chile este situată în așa numitul cerc de foc, ceea ce o face una dintre cele mai seismice țări din lume. Un cutremur cu magnitudine de 8,8 grade și tsunamiul care l-a urmat în 2010 a ucis 525 de persoane.